cu Trică. Din nou Dumitru, care poate centra, a fost depășit Vlad Munteanu în acea zonă. Bună centrare și este gol, înscris de Claudiu Răducanu. Întreaga bancă tehnică a Stelei sare în aer, centrare perfect. Florentin Dumitru și Aelan trimite cu efect spre rechită voleului Boștină. Și este gol, este gol pentru Steaua în ultimul minut al acestei reprimi. Munteanu centrează Stoica. Și șutul lui Aliuță, gol de generic, Aliuță șutează excepțional. A fost precedat. Iată-l acum pe Boștină, ajunge mingea, combină și este 4-2, înscrie din nou Claudiu Răducanu. A fost corectă senzația mea că Steaua nu a acuzat, cred că a fost mai mult...